În cele 8 luni de mandat, fostul ministru al educației, Valentin Popa, a semnat 2200 de ordine de ministru. A fost criticat pentru gafele gramaticale pe care le-a făcut și pentru deciziile pe care le-a luat atunci când ministerul a împărțit locurile bugetate la universitățile de stat. La sfârșitul lunii septembrie, Valentin Popa și-a dat demisia din funcția de ministru. A vorbit deschis și despre acest subiect într-un interviu realizat de jurnalistul Sorin Avram. Da, trebuie să vă mărturisesc că am spus întotdeauna că nu voi da demisia. Chiar și cu tot acest linșaj mediatic, nu aveam de gând să cedez doar la astfel de critici. Am foarte mulți martori care m-au auzit spunând că nu voi da niciodată demisia, pentru că ar însemna să dau o palmă celor care au avut încredere în mine atunci când m-au propus și m-au susținut în această funcție. Totuși există limite peste care nu poți să treci și această solicitare de abrogare a unui articol în care eu cred, am crezut și cred în continuare, reprezenta trecerea peste acea limită. Da, domnule Popa, în momentele acelea când ați fost propus pentru funcția de ministru și atunci a fost o foarte mare controversă, nu ați avut niciodată intenția de a spune, domnule, nu vreau funcția de ministru și plec, că au fost câteva zile fierbinți. Așa este, dar în clipa în care am spus da, îmi asum, am considerat că sunt ca și cum m-aș înrola în armată. Nu pot să spun că după ce m-am înrolat, da, am dat de greu și dezertez. Au fost oameni care v-au sugerat la un moment dat să vă dați demisia? Nu. Pe tot parcursul mandatului de 8 luni? Nu. Trebuie să spun că am avut în jurul meu oameni care m-au susținut. Postul ministru a spus că fiica sa cea mare a fost afectată de scandalul subiectelor de la bacalaureat. Dumneavoastră a fost o campanie violentă în ceea ce o privește pe fiica dumneavoastră cea mare și de amploare. Ea s-a răspândit cu repezicine. În afară de comunicatul ministerului, ați încercat să contracarați altfel această campanie, adică cei din staful PSD au fost alături de dumneavoastră, au făcut lucruri ca... Sigur, m-au sprijinit pentru că era o campanie murdară și m-au sprijinit și public mulți prieteni. Era evident o mizerie îndreptată împotriva ministrului și evident și ministerului, guvernului. Nu am reacționat extrem de vehement, dar am dat declarații. Da, sentimentul dumneavoastră care a fost? De furie? De lehamite v-ați așteptat ca atacurile care erau concentrate pe dumneavoastră să meargă și pe familie? Evident că m-a deranjat foarte tare. Dar cel mai tare a fost deranjată fiica mea, evident. Însă am avut grijă să o liniștesc, să îi explic că vizat sunt eu și astăzi se pare că în mass media scopul scuză mijloacele, deontologie profesională nu prea mai există și să-și vadă liniștită de al doilea examen, pentru că se întâmpla și între examenul de limba română și cel de matematică. Valentin Popa a declarat că biroul de comunicare al premierului i-a sugerat să își limiteze aparițiile publice după scandalul greșelilor gramaticale. Domnule Popa, care este cea mai mare gafă pe care considerați că ați comis-o ca ministru al educației? E greu să mă gândesc la... Dacă ne referim la gafe de exprimare, cred că am făcut câteva dezacorduri, da? No. În rest, nu, am fost foarte atent și în general sunt atent la toate acțiunile mele, la toate actele normative pe care le-am emis și nu consider că am făcut nici cea mai mică gafă. Tot ce am semnat și în tot ce am emis. 2200 de ordine de ministru. Faptul semnat. Că dumneavoastră a plecat în calitate de ministru cu handicap, este vorba despre handicapul exprimării, v-a influențat aparițiile publice? Adică aveați o temere atunci când ieșeați și vorbeați public? Da, evident.
întreaga campanie, chiar dacă nu am fost permanent la curent cu tot ceea ce era pe mass media, m-a influențat în mod semnificativ, evident. Adică ați fi vrut să comunicați mai mult? Nu m-a ajutat, dacă vreți da, altfel să spun. Ați vrut să comunicați mai mult și aveați o oarecare reținere? Da, sigur, dar și indicațiile de la biroul de comunicare a doamnei prim-ministru erau, deci nu solicitări exprese, dar indicațiile erau în a rezuma, în a reduce numărul de apariții publice. Interviul integral va fi difuzat joi de la ora 20 la ediție specială.